Salutare, fraților, și bine v-am găsit cu la episodul, de fapt, cu Cosmin Today, adică cu mine, la episodul numărul 4 din The Forest. Sau The Forest, The Forest, cum vreți voi să-i spuneți, din pădurea. Fraților, în episodul trecut am făcut casa, am făcut aici tot felul de suporți și suporței pentru diferite lucruri. Aici va fi baza noastră. Avem aici suportul de piei, pentru că aveam foarte multe piei. Aici avem niște colectoare de apă, avem temporary shelter-ul nostru ca să ne ajute să salvăm, pentru că a durat destul de mult să tai copaci ca să construiesc această casă din copaci. Avem bonfire-ul aici. Mâncărică, n-avem încă nevoie. Ceea ce am făcut în plus a fost să vânez niște iepuri cu arcul. Doamne, să-i dea Dumnezeu sănătate celui care a băgat arcul în jocul ăsta, pentru că am alergat cu toporul după iepuri de-am înnebunit și n-am reușit să prind niciunul. Cu arcul este cu totul altceva. Am prins iepuri, avem aici și carnea. Mi-am făcut ciuboțele pentru a-m proteja de zăpadă și de frig, pentru că avem munții foarte aproape. Și de asemenea nu mă mai aud la fel de tare când pășesc, ceea ce înseamnă că pot să mă apropiu mai ușor de căprioare și de alți canibali. Am făcut de asemenea un stick bag ca să pot să car 20 de bețe, nu doar 10. Am făcut și pouch-ul acesta pentru berries, da. Avem niște armură de oase și niște armură stealth, împreună cu ar trebui să mai avem și niște piei, dar nu mai avem. O să facem rost, nu e nicio problemă. Avem sulița care este foarte ok, upgraded spear. Energy mix plus și meds plus, pentru că nu mai avem medicamente momentan. Așa. Și cam atât așa. Și mai avem un quiver aici ca să pot să pun încă 20 de săgeți, deși nu le-am făcut pentru că doar două bețe. Da, fraților, cam asta am făcut. Încă o chestie foarte mișto, nouă. Aoleu. Am zis că e plin de dăștia, de crocodili, și o să am numai probleme cu ei. Și trebuie să le fac asta. Mă rog, trebuie să umblu după ei. Și trebuie să le dau mult. Până o să am katana. Aici s-a blocat, dar tot dau în el și nu mi-e înregistrează. Au niște probleme cu hitbox-ul, clar. Partea bună că acești crocodili dau foarte multe piei. Dau 4 piei, ceva de genul ăsta. Și avem și carne generic mic pe care o vom putea pune aici. Uite așa. Pentru că o să avem nevoie. Hai să aprindem și focul un pic. Asta. Nici o treabă. Oulu. Ăsta. Vedeți, v-am spus că o să avem mari probleme cu el, că sunt foarte mulți. Da, o să avem mari probleme cu el. Până nu facem, nici nu știu dacă facem, vreau să iau bățu, mă. Drop. Dacă facem guard pe aici, dacă o să se spawneze în continuare. Eu cred că o să se spawneze în continuare. Dar na, aia e. Unde l-am omorât? Pe aici l-am omorât. Să avem și noi niște piei pe aici. N-am nevoie de cap, mulțumesc. Mai așteptăm un pic. Upgraded spear collected, bun. Așa, o lăsam pe aici, bă, ești nebun. Wow, cât de fain se vede. Nu știu de ce se vede așa fain de aici. Se vede de aici așa. Foarte fain, vedeți cum se vede soarele? Super, super tare. Hai să-i dăm un F12, îmi place foarte mult. Așteptăm să se facă mai noapte ca să putem să dormim. Se face dimineață și apoi mergem mai departe în căutarea. Bă, iar mă. Hai că mă enervez. În căutarea catanei și a tot ce mai avem nevoie. Dacă tot suntem aici, hai să mergem sus. Nu de alta, dar chiar n-am chef să mă trezesc cu canibali. Sau cu, de fapt, nu cu canibali, ci cu crocodilii ăștia, cu aligatori. Raw fresh rabbit. Bun. Partea proastă e că... pot să-l pun la drying rack și după aia să-l iau înapoi. Nu știu dacă pot să-l mănânc sau pot să-l și pun înapoi în inventar. Ar fi interesant să-l pun înapoi în inventar, dar nu cred că se poate. Lizard skin și nu mai vrea, nu? Nu mai vrea. Bun. Păi atunci...
Nici nu știu să luăm bone armor. Hai să punem bone armor pe noi și vă spun și de ce. Pentru că mergem în... pentru că mergem în peșteră astăzi. Mergem în, într-o peșteră. Nu știu în care mergem, dar mergem într-o peșteră. Omă, prea multe. Mult prea multe. Pam, 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 pam. Așa. Și încă una. Mai merge una? Nu mai merge încă una. Bun. Avem niște buze, avem niște snack-uri pe aici, am un circuit board, dar nu mai avem ceas. Și mi-am făcut aici quick select-ul pe Planex, crafted bow, upgraded spear și snack. Știți, v-am făcut un videoclip dacă vă interesează cum să modificați aceste patru... aceste patru taste, v-am arătat într-un videoclip, e pe canal la mine. Avem și oală, nu știu dacă ați văzut-o, dar avem și oală. Și cam atâta. Bun. Încă este apus, încă nu este noapte. Mai vreau să fac o treabă. Dacă toți suntem aici, pe mine mă deranjează că nu prea avem lumină, știți? Prin urmare, vreau să fac o treabă. Furniture, cred că era. Skull lamp, ăsta mă interesează. Și să vină spre mine, uite așa. Unul aici. Uite bețe. Pietre nu mai avem. Bun. Să avem și noi un pic de lumină. Nu mă interesează neapărat unde duce capul ăsta, deși duce foarte prost. Mă interesează mai mult să, ca noi să avem lumină. Mai facem încă unul. Uite aici. Uite cam așa. Nu mai avem bețe, mă? Nu mai avem bețe, fii atent că nu mai avem bețe. Hai să pornești totuși lanterna. Trebuie să mai găsim și noi undeva bețe, nu? Să dorm acum, s-a făcut noapte. Întrebarea e dacă e bine să dorm acum sau să mai stau un pic. Eu să mai aștept un piculeț. Ah! S-a adus. Și dus a fost. Hai mă să dormim. Boschetul, tăiem boschetul de aici. Bă, pare ok. Sterele sunt sus pe cer. Și nu mă lasă să dorm, nu? Încă nu mă lasă să dorm. Fuck it. Bine, am ajuns în cealaltă extremă. Acum trebuie să aștept. Se aude un crocodil, cred. Sper să fie un aligator. Ce s-a auzit? E bine să avem lumină așa. Chiar vreau să avem mai multe zone, mai multe zone iluminate. A crescut un copac aici, foarte bine. Foarte, foarte bine. Aloe, aloe, bun aloe, aloe ne place. Mai multe frunze. Pietre, dar de pietre n-avem nevoie cu oricum avem. Uite iepurașul. Dar n-avem nevoie, nu, chiar nu mai avem nevoie de iepuri acum. Că ne-am făcut cam tot ce trebuia din... din iepuri. Da, pe ăsta dacă tot îl prindem așa, de ce nu? Hai să-l avem aici. Dacă tot s-a blocat. Pare rău. Nu mai putem să iem iepuri. Nu mai putem să luăm iepuri, din păcate. Asta e tot piatra aici. Mamă, cum urlă aia. Hai mă, las să dorm. Așa. E nasol. Și salvăm pe normal day. Suntem în ziua a 8-a sau a 9-a, de fapt, ceea ce e foarte șmecher. Hai să lăsăm... să lăsăm asta, vreau, mi-e sete, bineînțeles. Vreau să... uite că am uitat să fac o treabă și vreau să mă uit acum să vedem... cum se face. Vreau să mă uit pe telefon cum facem... chestia aia de apă ca să ținem apa. Un fel de butelcuță. The forest crafting, ceva de genul ăsta. Da. Bun, deci am mâncat, suntem full, avem energie, avem tot ce ne trebuie. Mai avem nevoie de două bețe. E, aia e, tăiem copacul ăsta. Oricum își revine el. Și îl punem aici numai ca să nu mai apară mie. Tot invers, frate, apare. Deci e de dreptul dubios.
Și hai să mergem așa ușurel spre... să mai vedem pe aici dacă mai găsim ceva, știți? Gen, să găsim o peșteră în care să intrăm. Mă gândeam să mergem încolo decât încoace așa, sau să mergem pe celălalt mal pur și simplu așa. Hai să vedem. Deși aș vrea, știi ce aș vrea? Vreau katana mai întâi de toate. Chainsaw nu merge, club dynamite, fire torch, katana, machete, molotov, stone axe upgraded weapon. Nu vreau armură, nu vreau bombă. Imediat. Club, energy mix, fire torch, flintlock. Ehe, mai avem. Head bomb, herbal medicine, molotov, paint, quiver. Quiver am făcut. Rabbit fur boots am făcut. Rabbit pouch am făcut. Repair tool. Rock bag am făcut. Sau n-am făcut, dar nu-mi trebuie. Stick bag am făcut. Upgradăm armele un pic mai încolo. Asta, frate, vreau. Water skin-ul. Two deer skin and one rope. Deci trebuie să găsim neapărat o căprioară. Hai să mergem pe acolo. Ce asta? Pot să iau? Nu pot să iau. Mi s-a părut că mi-a apărut un E. Să pot să iau. Hai să ne verificăm stats-urile. Să vedem cum... ce stats-uri avem. Uite aici. They survived 9, currently feeling good, sanity 100, strength 17, atletism, nu știu ce este aici. Am crescut. Fiți-ar capul tău să-ți fie. Hai, lasă-mă în pace. N-am chef să mă bag cu tine. Asta mă enervează, frate, plin de crocodili. Deci, per total, suntem bine. Hai, facem pe aici niște parcurs. Deci că zburăm de țin așa mai mult apăsat. Dacă țin mai puțin, nu se mai întâmplă nimic. Astea sunt pietre pe aici. Nimic interesant. Așa, mai facem și noi rost de niște... de niște ierburi pe aici. E puraj, dar n-am nevoie de iepuraș, sincer. Vreau să merg încoace să văd dacă mai găsesc ceva. Uite, pe aici, pe undeva. Aia e zona mlăștinoasă, ceea ce mă deranjează pentru că avem foarte mulți... Aoleu, ce este? Am luat un stick, e bine, măcar am luat un băț. E o zonă mlăștinoasă și mă deranjează treaba asta pentru că sunt foarte multe... foarte mulți aligatori de ăștia dubioși care mă enervează. Și mă deranjează, de fapt. Și faza e că se spawnează și dacă pun zid pe acolo, nu știu dacă o să... Poți să mănânc astea? What the fuck? Da, deci nu sunt bune. Am învățat că nu sunt bune, dar nu știu ce sunt. Altul, mă? Pleacă-mă de aici. Pleacă de aici. Pe aici o să fie greu, că nu văd, frate, nimic. Copăcei ăștia pot să... pot fi tăiați fără nicio problemă, nu de alta, dar... nu am treabă cu zona asta. Care e treaba cu copacii ăștia mici care dau bețe? Ăștia o să crească la un moment dat în copaci mari. Deci dacă aveți în jurul vostru, în jurul bazei voastre, copacii din ăștia mici, nu-i tăiați. Vă recomand să nu-i tăiați pentru că după aia rămâneți fără lemne. Și nu e deloc, deloc plăcut. Avem nevoie și de energie. Și avem nevoie și să urcăm pe aici. Zona aia cred că o știu. Pentru că aia e zona cu casele, cu satele, cred. Sau n-am văzut, că n-am pus pe acolo nimica. Nici nu știu sincer dacă am fost acolo sau nu, dar o să mergem. Aoleu, ce m-a speriat ăsta micu. În schimb, mă enervează, frate, că n-am energie, mă. Deci mă jur, mă termină chestia asta, că nu pot să alerg și trebuie să merg așa încet. Aici ajungem la margine de hartă. Prin urmare, hai să mai luăm niște copăcei. Ne repausăm și noi un pic. Trebuie să facem bancă acasă. Uite că bancă n-avem, băncuță n-avem și... băncuțele sunt chiar foarte bune. Că îți restaurezi energia foarte, foarte repede. Ah, deci avem acolo o peșteră. Pe acolo n-am fost și n-am văzut nimica. Avem... acolo e casa noastră, deci hai pe aici. Hai să mergem pe marginea lacului principal.
să vedem ce găsim. Nuferi? Poți să iau nuferi? Nu poți să iau nuferi. Pentru că pe partea aia sunt căprioare, sigur. Ah, ce-am găsit pe aici? Stai că am găsit lucruri noi pe aici. Am mai găsit niște corturi pe aici, deci înseamnă că am mai găsit niște chestii. Interesant, hai să vedem. Uite mă, astea de ce stau mă aici? Și la mine nu stau, alea fug de la mine. Lizard skin collected, carne collected. Nu, da, avem nevoie. Hai mă! Beaver, ce-i ăsta? Bă! Ai mă, am descoperit veveriță. De asta n-am mai omorât, știi? Small generic meat. Faza e că băneam că îmi dă și mie ceva, un achievement nou ceva. Dar nu, pe aici n-avem nimic interesant. Nimic, hai să luăm și noi de la început, că mai era un cort. Dar cortul ăsta e prins așa, super dubios. Uite, încă una. Mai luăm un small generic meat. Ne ajută că mergem în peșteră după aia și chiar avem nevoie. Bun, cu asta am fost. Aici o fi ceva? Da, mă, uite, aici e intrare într-o peșteră, pe aici intrăm. Cred. Sau dacă nu, cel puțin, hai să ne facem o... un stick marker aici. No! Nu vreau să intru în peșteră... Vreau înapoi. Nu mă interesează momentan peștera. Vreau să vedem ce avem pe aici. Air, mon move. Și mai avem aici o... un cort. Gol, bineînțeles. Dar unde sunt corturi înseamnă că avem intrarea asta în peșteră. Ceea ce e foarte, foarte bine. Mai avem acolo niște zone cu canibali. Și vreau să merg acolo. Trebuie să și mâncăm. Deci o să facem un foc la un moment dat. Ce bine că am luat bețișoarele alea. Foarte util. Uite capul de avion. Băi, ești nebun. Mergem și la capul de avion. Aici găsim, ar trebui să găsim rope și clot. Și bețe, bineînțeles, uite. Avem... o, păi engine. Putem să-l omorâm? Nu, da. Nu merge. Nu merge. Oh, cât sunt, fucking shit. Fuck me. Cât sunt pe aici, ne. Hai să ne tirăm. Uite, putem să intrăm pe aici, într-o groapă. Nice, e bine de știut. Și avionul e acolo. Bun, dar e bine de știut că pe aici, la ăla avem o gaură în care putem să intrăm. Uite încă niște canibali pe acolo. Dar noi mergem acum la avion. Căutăm să vedem ce găsim în avion, că găsim niște chestii. Știți că, dacă nu știți, în primul sezon m-am adăpostit aici câteva zile. Mi-am făcut aici o mini-bază. De fapt, aici m-am adăpostit pentru prima oară. Și după aia m-am dus încolo. Pe lângă hudă. Acolo sunt 3 canibali, acolo erau vreo 5. Fără katana pierdem foarte mult... foarte multă armură. Noi o facem repede pentru că îi omorâm până la urmă, dar... nu e tocmai plăcut. Aici găsim componente de avion, de electronici din astea, dar avem așa, un circuit board. Am găsit o nouă parte din revistă, TV Star's Wife Dies, Tragic Accident Exposed. Avem pistol cu flare gun, ceea ce e foarte mișto. Gen pistol, flare gun. Încă un circuit board. Încă unul. Și pasagerii ăștia pe aici le pot să le fac ceva? Nu pot să le fac nimica. Atâta? Asta e tot? Prin avion? Prin avion se pare că da. Dar nu știu dacă mai era ceva pe avion. Uite cum a ieșit săracul. Așa. Oul! Săracul de el. Acolo sunt niște canibali care dorm. Cum să dormiți, frate, ziua? Uite căprioară.
Dar prin apă fac foarte mult zgomot. Hai să vedem dacă reușesc să prind. În cap să-i dau, știi? Asta e ideea. Ah. N-am prins. Și-am pierdut și... săgețilii. Unde-i, mă? Bun. Asta poate nimeri eu și eu. A, zic tati. Hai că din trei am avut noroc. Așa, am luat și două arrows înapoi. Două din trei, e bine. Avem un deer skin, ceea ce e foarte bine. Mai avem nevoie de cel puțin încă unul ca să ne facem pouch-ul ăla. Și avem foarte multe lucruri de făcut. Hai să vedem ce putem să facem cu deer skin-ul. A, doar water skin putem să ne facem, ceea ce e bine. Deci n-avem nevoie de foarte, foarte mult. Înapoi pe... deci mergem pe aici și pe sus trebuie să mergem pe undeva. Ideea e că vreau să mergem în primul și în primul rând. Vreau să mergem să găsim katana. Vreau să mergem să găsim katana. Pentru că după aia ne ajută foarte, foarte mult la... la restul peșterilor. Pe bune, ne ajută foarte mult. Dar singur, sigur, nu mai știu exact pe unde. Deci, ideea e în felul următor. Trebuia să trecem de avionul ăla. Și mergem încoace așa cumva. Nu mai știu sigur pe unde era. Dar o găsim noi. O găsim noi. Hai mă cu energia aia. Greu cu energie. Greu, greu, greu. Nu știu dacă era intrare din asta prin... prin munte. Dar vedem imediat. Să fie pe aici? Uite că este genul ăsta de ciment. Hungry, find something to eat. Bun. Fresh, edible și fresh. Și fresh. Bun. Totul e fresh. O să le facem în... ajungem la peșteră imediat. Dacă găsesc pe unde era peștera aia. Cred că m-am îndepărtat un pic cam mult. Cred că pe acolo e. Eu așa zic. Că ne-am îndepărtat un pic cam mult. Dacă nu e aici, atunci ne întoarcem. Și nu pare a fi pe aici. Deci hai să ne întoarcem așa ușurel. Mai reușim fără mâncare. Mai reușim să stăm un pic fără mâncare. Vreau să văd exact unde este acea... hai să nu mai dau cu toporul totuși, pentru că îmi consumă din energie. N-ar fi o idee deșteaptă. Mergem pe sus pe aici, cred. Mamă, ce frumos e pe aici. E zonă foarte deschisă și cu puțin copaci. Asta era o mică problemă pe care am avut-o când am vrut, că am vrut să aleg și zona asta. Dar nu merge, nu merge zona asta. Bă, și totuși... unde este... acea zonă de... acea peșteră, că pe aici era. Țin minte sigur că pe aici era. Dar eu schior acum și nici nu mai țin minte exact. Să fie mai jos. Ideea e că treceam de avion. Și mergeam pe aici. Deci mergeam așa. Să fie mai pe jos. Dar pe aici trebuie să fie, mă. Na, că nu mai știu. Uite-o, mă. Asta e. Uite-o aici. Un claim marker. V-am spus eu că e pe aici. Bun.
Facem un foc. Sau, facem un foc aici, nu, facem un foc jos, mai degrabă. Hai să coborâm și înainte să coborâm, options. Film grain, color grading, modern, M131. Bun. 30 de FPS-uri, 60 de FPS-uri, bun. Coborâm noi frumos, așa, vai, trebuie să coborâm. Știu că trebuie să coborâm foarte mult, dar nu sunt. Wow, cât coborâm! Fraților! Opa, așa. Gata, am coborât. Vreau să vedem ceva. Clot. Bun, clot. Clot din nou, ne ajută clotul foarte mult. Craniu. Craniu ne ajută. Pentru că am folosit craniile, știți? Clot. Bun, pe aici totul e folosit. Clot, clot. Uite, am găsit ceva. Asta e o bucățică din jucăria lui Timmy. Asta e un desen. Un desen cu niște cruci pe perete, pe o ușă, cred că aia e ușa din lemn. Vă spune, o să vedeți exact care e treaba cu ușa din lemn. Și asta e cu avionul. O să înțelegeți pe la finalul seriei care e treaba cu avionul. Sau dacă jucați, știți deja. Bun. Sfoară acolo. Problema e în felul următor. Hai să vedem. Deci, color grade pe original nu. Pe modern, cum e? Hă, nu. Washed out, nu. Warm, nu. Dense, nu. Epic, nu văd nimic. Epic fail. Blockbuster, nu văd nimic. Super, bă, pe super văd. Dar văd așa roșu-albastru, stilist și nanchef. Nu. Texas, aged. Îmi distrug ochii. Și vă distrug și vouă, nu văd nimic. Dark blue, nu văd nimic. M131, care îmi luminează un pic. Îmi face mai... mai pală culoarea așa, dar... E mai bine. Mamă, ce zgomot te scot ăștia aici, nebun. Hai să ne suim pe aici. Și am zis eu că mănânc la un moment dat, nu? Hai să luăm un snack. O, ce e acolo? Căcat! Căcat, nu mă bag acolo, sorry. Ne. Not yet. Not yet. După ce găsesc katana, da. Dar nu acum. Astea sunt foarte bune, pentru că vă îndrumă, să vedeți unde, pe unde e drumul. Și vedeți, vă luați după felinare și după zonele cu lemn. Și mergeți încoace. Sau pe cealaltă direcție, pe aici. Pe aici n-aveți unde să mergeți, da? Și nu găsiți nimic. Atunci mergeți pe către cealaltă direcție, către zona asta. Și mergem pe aici. Pe sus, pe acolo ne duce către cealaltă zonă. Ăla este un boss cu multe mâini și multe picioare. Nu ne băgăm încă la el. Coborâm pe aici. Coborâm, 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 coborâm. Băț, stick, buz. Nu. Băț, stick, cu buz. Așa, luăm în mână. Aprindem. Să vedem și noi ceva, frate. Totuși. Poți să pui asta și pe armă, dar nu ține la fel de mult decât te știu. Dinți! De ce nu? De ce n-ai agățat dinți pe aici? Cred că trebuie să treci așa. Uite, și după craniile astea luminoase trebuie să vă luați. Întrebarea e dacă avem... Avem un canibal acolo, nu? Uau, ce avem aici? Bani! Du-te, mă, avem bani! Vai câți bani avem pe aici. Uau, câte chestii. Căcat, dar n-am vrut asta. A, uite foc aici. Found passenger seat 10 și 20. Bun. Flare. Medicamente, că nu mai avem. Hai să mâncăm. Medicamente din nou. Soda. Nici soda nu mai avem. Medicamente foarte bun. Mai mâncăm? Mai mâncăm. Încă mai e mâncarea bună, frate, ești nebun. Ceasuri. Stați, mă, băieți. Stați, mă, băieți. Combine. Ia uite aici. Cum să nu avem? Buz. Ceas. Ia uite aici. Și mai avem una. Nu mai vrea. Nici o problemă, măcar luăm ceasurile. Wristwatch collected. Wristwatch collected. Toate astea. Nu mai avem wristwatch.
Buz avem, foarte bun, avem nevoie de buz. Și ghiciți ce, fraților? A, uite aici. Mai luăm, mai avem câteva laptopuri. Ia uite ce avem aici. Katana! Katana! Hai să mai facem așa un pic de lumină pe aici. Mai avem un laptop, mai avem un laptop aici. Așa. Circuit board collected. Dar nu mai putem să facem bombe. Nu mai putem, nu mai putem. Aia e. Clot. Bineînțeles. Și acum facem, uite așa. Dacă că n-am vrut să fac asta neapărat, dar... inventory. Mergem pe C. Uite așa. Îi dăm așa un pic să se facă mai multă lumină. Și uite așa. Uite așa și un alt F1. Sau așa. Alt F1. Din nou. Bun. Katana! Katana, tati. Deci, echip în primul rând, da? În al doilea rând... și cu ăsta... mergem pe 2. Bun, apoi ăsta și cu ăsta merge pe 3. Și apoi ăsta și cu ăsta merge pe 4. Bun, gata. Și pe 2 avem katana. Bun, așa. Ceasuri nu mai avem. Nu mai avem unde să punem, practic. Apă, așa. Hai să mergem mai departe. Ah! Butoaiele, fuel can, foarte bun fuel can-ul pentru cold and wet. Bine, mă, uite, mă îmbrac. Fuel can-ul este foarte bun pentru drujbă, când o să găsim drujbă. Că au băgat și drujbă în joc.